Vă rog să vă priviți actele înapoi. Da. Verificați dacă sunt toate. Permis. Da. Buletin. Buletin. Atestatele dumneavoastră personale. Actele. Da. Certificatul de matriculare cu dovada. Diagramele dumneavoastră. O mașină de mare tonaj încărcată cu o cantitate mai mare decât cea prevăzută în acte sau un șofer prea obosit pot crea adevărate dezastre pe drumuri. De altfel, cauza principală a accidentelor produse pe drumurile din Mehedinți în ultima perioadă este chiar oboseala șoferilor care tranzitează județul. Tahograful. Nu merge? Nu, nu merge. E important să merg? Este foarte important. Ce faceți acum? O să fie sancțiune mare? Asta este, ne conformăm. Datele sunt aici. Dumneavoastră aveți obligația să semnați aici, lângă mine. Eu o să vă dau un exemplar din ăsta, iar ulterior va sosi la firmă procesul verbal de sancționare. E ceva normal că e amendă atunci. Timpii de odihnă trebuie respectați întocmai? Da, trebuie, că dacă nu tot așa, tot amendă primești. Dumneavoastră i-ați respectat până acum? Da, am respectat. Credeți că cei care nu sunt în regulă pot pune în pericol traficul? Da, sigur. Acțiunea s-a desfășurat pe durata 8 ore, de la ora 7 dimineața până la orele 15, timp în care au fost amendați 3 șoferi. Amenzile pentru nerespectarea regimului transportului de marfă nu sunt deloc mici. Pentru lipsa unor acte, sancțiunea poate ajunge până la 20.000 de lei. Am executat o acțiune la ordinul 535 de control și inspecție pe DN67 în kilometru 6 Halânga. Sunt în regulă șoferii? Marea majoritate din punctul autorității rutiere sunt în regulă din punct de vedere al transporturilor. Așa cum ați văzut, totuși au fost amendați deja 2 autovehicule, 2 operatori de transport, care vor primi procesele verbale la firmă. Inspectorii autorității rutiere române vor organiza și în perioada următoare astfel de acțiuni, tocmai pentru a se asigura că circulația pe drumurile publice nu este pusă în pericol de mașinile de mare tonaj care nu sunt puse la punct.